Bună ziua, domnilor și domnilor, Remus Iordache, Euro-Oltenia. O să vorbim despre un stil de viață modern. M-am gândit eu în această după-amiază să vorbim despre stilul de viață modern, despre activitățile de la fitness, despre cum ne menținem noi așa. O să vorbim cu domnul prietenul meu, mai domnul Valentin, hai să zic așa, domnul Valentin Leremen, cu instructor Aero Fitness, TTV Sports Club. Vali, bine ai revenit la Euro-Oltenia după ceva timp. I-a trecut ceva timp. Bine ai revenit. Cred că avem câteva luni. Suntem în octombrie, au început muncile, sau cam terminat muncile agricole, adică la culeți de vie și așa mai departe. Și după câte am înțeles, sunt foarte mulți doritori ca să-și dea toate cele burta jos, că vine iarna și să unii mai pleacă și prin țări calde. Și aș vrea să ne spui ce mai faceți voi acolo la TTV, evident Sports Club, evident că i-am promis acum o jumătate de an când a venit Vali, nu m-am dus nici până acum, nici măcar pe viitor n-am avut timp, dar să ne spună Vali ce se mai întâmplă acolo, te rog. Da, exact cum ai zis, din nefericire, eu vin mult mai des la tine decât ai venit tu la mine. Vă salut, dragilor, în primul rând. Noi ne continuăm activitatea și, ca de obicei, spre începutul sezonului rece, începem să avem din ce în ce mai mulți clienți, pentru că, în general, pe perioada de vară ne axăm în mare parte atât pe oferte, cât și majoritatea clienților sunt cei care sunt în învățământul primar, post-universitar și tot așa. Aș vrea să le spui pentru stimații telespectatori, evident, emisiunea este în direct, stimații telespectatori, orice intervenție pertinentă pe această temă, așa cum am spus, tema, reamintesc un stil de viață modern. O să întrebăm pe Vali și Vali te întrebi ce înseamnă stilul ăsta de viață modern, pentru că noi trăim așa într-o nebunie, cu stres, cu un stil de viață modern, parcă ar fi tot așa, parcă nu e învechit, ca să spun așa, un antonim. Ce înseamnă stilul ăsta de viață modern? Stil de viață modern, nu știu dacă facem referire strict la actualitate, nu putem să-l asociem ca fiind un stil de viață sănătos, pentru că, din nefericire, putem observa și s-au făcut și multe sondaje în direcția aceasta, pentru a crescut foarte tare gradul de obezitate. Oamenii probabil își canalizează prioritățile în cu tot o altă direcție, nu în cea a sănătăților. Și ăsta e un lucru foarte rău. Aș vrea să mergem în direcția de a asocia stilul de viață modern cu stilul de viață sănătos. Dar așa cum ți-am zis, nu putem pune un egal între ele, pentru că stilul de viață modern actual nu are nicio treabă cu stilul de viață sănătos. Toată lumea aleargă după cu totul altceva decât după propria ei sănătate sau a celor din jur. Mi-ar plăcea să fac un lucru acum, dar nu am cum să-l fac. Colegul meu să fie în fața camerei, nu spatele camerei acolo la regie, ca să arătăm pentru stimații telespectatori ce înseamnă un stil de viață modern, sănătos și așa mai departe. Nu o să o fac. Și știu ce zic. Acum revin la lucruri serioase. Sunt prieteni de ai noștri, sunt prieteni care vin acolo la sală. Eu mic, nu știu dacă e o problemă. A fost o discuție cu aceste taxe sau TVA-ul. Da, într-adevăr. Chiar vorbeam astăzi cu un coleg și a zis să te întreb, că e vorba de niște taxe, niște bani și spune-le exact, de la guvernul României sau de unde a plecat nebunia asta. Într-adevăr, nu știu cât de bine sunt puși la punct marii noștri conducători, nici nu vreau să merg în direcția asta politică, dar dacă te raportezi la industria strictă a fitness-ului, eu garantez că o mare parte din cei care fac parte din această industrie, din comunitatea noastră a fitness-ului, fac eforturi pentru a susține sălile de fitness și cred că ar fi mult mai benefic ca ei să vină oarecum în sprijinul și ajutorul nostru, ceea ce n-au făcut-o. Drept urmare, ne-au și dat puțin la joale pe românește, cum se spune, și au majorat TVA-ul de la 5% la 19%. Și ne va afecta, cu siguranță. Fără să vă întrebe, fără să ceară părerea din teritoriu. Nu există varianta asta de a fi întrebați. Asta ne va forța oarecum mâna ca și noi să majorăm prețurile și se va reflecta asupra clienților. Credem cu tărie că se vor menține clienții la sală, dar, așa cum am spus, mergeam mult mai tare pe ideea de a susține această industrie, nu de a îngreuna oarecum situația celor din fitness. Vali, spun sincer, alerg toată ziua de iansă până seara, nu prea am timp să merg pe jos și merg cu serviciul de taximetrie. Să știi că s-am măjurat și acolo la taximetri și taxa, de vreo săptămână, cred. Da, din păcate toate prețurile cresc. Apropo de aceste majori. Da, într-adevăr, din păcate toate prețurile cresc și sunt convins că avem cu toții de suferit din această cauză. Sigur, ne urmăresc foarte mulți telespectatori, le mulțumim pe această cale.
cum scăpăm de stres? Și spunem, ce trebuie să facă un om care se numește activ, trebuie să fim toți activ, într-o zi. Și aici să-mi spui copilul dus la grădiniță sau la școală, serviciu, seara și la voi. Cum, ce înseamnă, cum evităm stresul și cum ne menținem în formă? Cum văd eu asta te rog. Și oarecum să fac o analogie și cu latura sportivă? Nu știu, e o regulă pe care am auzit-o și eu în altă parte și pe care o aplic. Și ziua având 24 de ore, ai 8-8-8. În cele 8 ore de somn, 8 ore oarecum de muncă și 8 ore dedicate ție și familiei. Eu, asta e recomandarea mea și cu toți o pot pune în practică. Să merg în latura de mișcare, de scăparea de stres, cum ai zis tu, mișcarea ajută foarte, foarte tare la destresarea creierului, organismului, absolut tot, prin eliberare de endorfine. De-aia marșez foarte tare, că eu sunt convins că fiecare își poate face timpul minim de 150 de minute săptămânal strict pentru el. E foarte ușor. Și nu știu, să luăm un exemplu la întâmplare, nu pot să mă dau eu că nu sunt un etalon, dar zic ce fac în media zilelor pe care le petrec. În ultimul timp, nu că aș avea o problemă cu somnul, dar probabil corpul meu s-a adaptat și mă trezesc undeva la 5:30-6, fără alarmă, fără absolut nimic. E un ceas biologic, se spune. Ceasul biologic, da, s-a adaptat. E bine, rău? Nu, e foarte bine, adică sunt obișnuit. Se întâmplă uneori, fiind obișnuit sub forma asta de a se trezi la 5:30-6, dacă mai am alte treburi și întârzi, e obișnuit și mă trezesc la aceeași oră. Mă resimt în ziua respectivă, dar hai, recuperez după aceea. Mă gândeam 8x3, 24. Da. Dacă ai 3 joburi, te duci 8x3, 24, mai ai timp. 8 ore, cred că n-am mai dormit de 30 de ani. Apropo de acele 8 ore. Nu știu dacă dorm 6 ore, acum vorbesc, mai eu pe mine, exemplu. Nu știu dacă e ok. Nu am timp când fac timp ca să fac un joc de cuvinte, te rog. Da, am înțeles. În activitatea de odihnă e foarte importantă. 8 ore e maximum pentru un adult, e oarecum pragul de jos pentru copii. Dar e foarte importantă calitatea somnului. Adică să ai în cele 8 ore, dacă ai 5-6 ore de somn profund și odihnitor, atunci îți încarci bateriile cum se cuvine. Somnul înseamnă dacă vine cineva cu toba și bate cu toba la ureche, doar n-ai treabă, ești ca lemnul. Depinde cum reacționează organismul, depinde ce visezi. Și totul se raportează la ceea ce spuneai tu, la stres. Pentru a te destresa, dacă faci și mișcare, și calitatea somnului crește. Te vei odihni mult, mult mai bine. Pentru că eliberezi și stresul, și corpul și creierul simte nevoia de odihnă și de recuperare, pentru că atunci apar beneficiile antrenamentului în timpul recuperării. Când vin clienții la tine, cum zic? Ce sfaturi le dai? Fraților, veniți mai des sau vă faceți timp? Pentru că probabil că vin și te sună. Vali, azi nu pot să vin. Pot să... Pentru că e vorba de antrenament și mai departe. Cum le zici? Găsiți-vă timp pentru a face mișcare. Bineînțeles. E o vorbă care e tot mai mediatizată în ultimul timp, am observat. Adică dacă nu-ți faci timp pentru sănătatea ta, probabil îți vei face timp pentru boala ta. Și, din păcate, ăsta e adevărul. Nu le expun asta, mi se pare ușor extremă, numai dacă ajungem în stadiul în care e nevoie să o spun ca să-i motivez. Și, așa cum am susținut mai devreme, asta le spun și lor. Eu îți garantez că orice om își poate dedica 150 de minute. Măcar 120, două ore, să spun așa, pe săptămână. Pe săptămână, sau măcar 120. Dar eu zic, ca să fie consecvență și să ai oarece rezultate, e ok să ai 3 antrenamente pe săptămână. E ori. Da. Să ai timp. Da, să ai timp. Să ai timp, da. Vii cu mașina, să ai timp. Noi ziceam de antrenamente, dar nu știu dacă ai observat de vreo două săptămâni, cel puțin așa mai pare mie pe rețele astea de socializare, de social media, e un tip care spune că trebuie să ne înfometăm. În momentul când te-ai înfometat și că se produce ceva în organism, celule își revin sau și te întrebă tine, că apropo de alimentație, e ok să ne înfometăm? E un domn, nu vreau să vă reclamă. Mi se pare E un trend care, într-adevăr, cum spuneai tu, e cât mai foarte mediatizat în ultimul timp. Nu mergem în direcția asta a înfometării. Eu sunt de acord în procesul de slăbire. Într-adevăr, mănâncă din celulele negative din corp și toate alea. Poate să fie o resetare metabolică în asta și, în general, oamenilor
ponderal, supraponderal pe atunci când încep treaba cu ei și antrenamentele, le recomandă o resetare metabolică de una, două zile în care să reseteze metabolismul. Păi, post negru, apă. Dacă poți face asta, apă și ceai, e foarte ok, dar permanent a susținut și eu merg în direcția alimentației. Alimentație sănătoasă, calculată pe rată metabolică bazală de cât ai nevoie, distribuite mesele pe ore regulate, asta am marșat întotdeauna. Pentru că mi se pare lejer, sub forma asta suntem construiți, sub forma asta ne-am dezvoltat ca ființe, așa că nu cred că e. Întrebarea care eu vorbă, cea mai bună legumă este carnea. Ce facem cu carnea la alimentație? Ce le recomanzi? E nevoie un macronutrient, proteina e un macronutrient esențial pentru a trăi într-un echilibru. Adică nu trebuie scoasă, nici de cum. N-avem nimic cu veganii ca să... Nu avem absolut nicio treabă. Dacă sunt printre noi care ne privesc, îi felicit să-și continuă stilul de viață, dar, așa cum am spus, fiecare macronutrient, într-adevăr, proteină poți primi și din cu totul alte alimente decât cele de proveniență animală, însă procentul este destul de mic. Adică nu-ți aduce aportul necesar, proteic, zilnic. Mai ales dacă ești o fire activă, faci mișcare și dacă te duci în direcția de hipertrofie pe mărirea volumului masei musculare, aportul proteic din substanțele respective, din alimentele respective, e infim. Și mai era o discuție apropo de alimentație, că am trecut la capitolul ăsta, alimentație echilibrată, am zis eu. Ești de acord cu aceste alimente care nu sunt fierte? E un stil acum, da, să fie cât mai puțin, adică să nu preatingă focul, era o discuție la un moment dat. Da, am înțeles. Ce zici de chestia asta? Sunt trenduri, așa am văzut pe social media, te rog. Sunt de acord, dar aici trebuie să mergem pe niște ramuri în care unele pot fi sub forma asta, netratate termic, altele trebuie să le tratezi termic pentru a scoate ce e mai bun din ele. Aș vrea să te întreb, Vali, apropo de această alimentație, noi vorbeam la un moment dat de prezența clienților, cei care vin la TTV Sports Club. Te duci acolo, ești timid, nu sunt eu timid, sunt timid așa și mă preia cineva sau am mai spus treaba asta, dar tot m-a rugat cineva să adresez această întrebare. Cum îți înfrângi timiditatea? Știi că sunt oameni excepționali care, în momentul când intră printre alți oameni, parcă nu mai sunt ei înșiși, e o teamă. Păi eu dacă mă duc acolo și intru, nu știu ce să fac. Atunci când am fost și am filmat la tine, am rămas așa, că m-a pus nu știu ce să trag de niște fiare și am rămas, am venit cu prieten, cu coleg, un instructor și am rămas, domnul, nu e bine ce faci, adică trebuie să... Cum facem? Am ajuns acolo, cum îmi înfrâng timiditatea de fapt asta, într-o sală de fitness? Procesul e foarte bine pus la punct, nu intenționat, ci doar pentru că așa îmi pare normal să se întâmple lucrurile. Sunt foarte rare cazurile pe care le-ai expus anterior, adică să întâlnim oameni timizi, dar întotdeauna sunt întâmpinați de colegele noastre de la recepție, după care probabilitatea majoră e să fie preluați de un antrenor și de acolo lucrurile decurg de la sine, avem o experiență destul de mare, astfel încât să știm cum să luăm omul, să simtă în largul lui și să scoată din antrenamentul respectiv toate beneficiile posibile. Mai era teama asta, e un film cu Pierre Richard, da, franțuzesc, sunt timid, mă tratez, mi-o să minte. Dacă sunt unii supraponderali, să spun, au o reticență așa să intre într-o sală de fitness. Pentru că eu, apropo, când m-am zburat cu avionul, erau niște fete, parcă erau, am avut așa o chestie în minte să... Și am lăsat întrebarea, stuiardese, ce mănâncă? Și s-a uitat la mine, nu prea mănâncă, adică eu. Au un standard acolo. Da. Și în momentul când intri la sala acolo, deci s-a arătat într-un anumit fel, chiar dacă ești mai... Știi, apropo de timiditate sau cum? Am înțeles. Dacă ai venit mai des, ai observat. Dacă ai venit. Dacă ai venit, ai observat că majoritatea oamenilor sunt absolut normali. Puțini sunt cei care au volumul masei musculare foarte, foarte dezvoltat. Dar restul sunt oamenii normali pentru că s-au adaptat la trend și actualmente... Cam asta e direcția, de a menține un stil de viață sănătos. Numai dacă ești foarte pasionat, te duci în direcția de creșterea volumului masei musculare. Și printre oamenii normali, cuprind și pe cei supraponderali și absolut tot, niciodată nu vei fi privit sub o formă că ești plinut sau că ești slăbut sau că ești... Nu. Sunt oamenii atât de bine adaptați în mediul acela, încât știu că fiecare vine acolo pentru a se mișca.
nu sunt priviri critice. E un trend acum, să ai contabilul tău, avocatul tău, era și un banc cu evrei, rabinul tău, dar nu discutăm că acum e război acolo. Apropo, de, îmi place ideea asta, instructor personal. Antrenor personal. Cum e antrenorul ăsta personal? Adică, băi, numai pe mine, adică eu cu el discut și mai departe. E ok să fie așa? Sau, este foarte ok. A fost exploatată mult timp într-o direcție greșită și susțin că și la nivelul orașului nostru, conceptul de antrenor personal. Antrenorul personal trebuie să aibă un pachet major de cunoștințe și să adapteze antrenamentele pentru a atinge un obiectiv cât mai rapid, cât mai în siguranță și cât mai ok pentru clientul lui. E un trend chestia asta și e un trend deja de vreo 10 ani să ai antrenorul personal și le recomand tuturor care încep sala și vor rezultate fără accidentări, rezultate într-un timp mai scurt decât l-ar fi obținut dacă merg singuri, o îndrumare, o susținere. Și experiența ne-a demonstrat că sunt mulți oameni care, de fapt mie, s-a mai întâmplat, poate să mai am eu o treabă sau ei o treabă, nu se întâmplă prea des, să fiu plecat și mergi la sală, faci cardio, ne vedem mâine, sub forma asta, dar nu ajung. Pentru că poate e și puțin stadiu de dependență, asociază locul cu mine și păi, dacă ești tu acolo, fac treabă, dacă nu, nu. Și asta e interesant. E posibil să fie și chestia asta, dar nu merg la sală dacă nu sunt eu acolo. Am dar foarte tu ești rău? Clienți. Ești mai rău? Așa? Ești. Eu când am fost la cam spiat, așa e exigent, adică făceam șocul acolo, mă mișcam, de rău, foarte exigent în acele două ore. Chiar da, e fost exigent, m-am speriat așa un pic. Și băi, el e vali, ok, tag din gură. Nu sunt rău, sunt doar realist și vreau să beneficieze cât mai bine cu putință de timpul alocat sălii. Nu sunt rău, sunt doar realist. Dacă trebuie să ajung și în situația în care să-mi scot puțin colți, o fac fără niciun fel de reținere. Aș vrea să revenim puțin la alimentație. Iar era un trend cu aceste suplimente alimentare. Discutam noi acum 1000 de ani că vrei să te faci o dată să-ți crească brusc masa musculară și iau o grămadă de medicamente care erau interese, neinterese. Apropo de cazul Simonei Halep, am mai discutat noi treaba asta. Da. Pare să că cam călcat pe bec, să zic așa. Ce da. Așa o cea comisia. Da. Apropo de acele... Cum este cu aceste suplimente? În direcția asta, ca să scăpăm și de subiectul Simonei, da. Vina ei cu siguranță nu e din punctul meu de vedere, ci a staffului, a celor din staff, pentru că n-au avut grijă. Apropo de antrenor personal, chiar au. Bineînțeles. Da. De nutriționist, acolo e alt nivel, se joacă pe mulți bani, ei trebuiau să fie cu puși la punct cu absolut tot, cu absolut toate substanțele interzise, trebuiau să premediteze acest lucru. Legat de suplimentele nutriționale de care vorbim, vreau să mă raportez strict la piață și ce există pe piață și ce este aprobat de Ministerul Sănătății și ce e legal. Ce este legal. De latura cealaltă, așa cum am susținut, sper ca organele abilitate să-și facă cât mai bine treaba, pentru că există rată de mortalitate asociată cu cea consumului de droguri, rata de dependență la fel și chiar nu e ok. Îmi pare rău că încă mai există la noi în piață, au acces destul de facil și cei mici. În fine, legat de suplimentele alimentare aprobate de Ministerul Sănătății, acelea nu fac minunile pe care le-ai zis tu că vreau să mă umflu o dată. Păi, v-aș vrea au un aport oarecum minor. În mare parte, unele suplimente te grăbesc ușor procesul de refacere, ca să fii mult mai în formă pentru următorul antrenament. Cam astea ar fi beneficiile. Sunt legale, bineînțeles. Sunt legale. V-am spus că s-au sporit absolut toate controlele în direcția asta. La fiecare lot se fac teste. Cei care le furnizează sunt obligați să-ți trimită numărul testului, lotul, absolut tot. Adică actualmente vorbim de strict de suplimentele aprobate de minister și sunt în perfectă legalitate și sunt perfect sănătoase și nu afectează. Ai o listă acolo sau dacă te întreabă și mă duc, devine clientul tău și Vali, vreau și eu o listă ca să le comand pe net, bă, nu să se pot comanda, da, nu? Se pot comanda pe net, e absolut la îndemână. Se pot cumpăra și de la farmacie? Era o întrebare la un dat. Da. Găsești la farmacie? Da, bineînțeles, sunt suplimente, așa cum găsești vitamine și
minerale și toate cele la farmacie, poți găsi și proteină, poți găsi și aminoacizi, poți găsi dar nebunia asta, nu mănânc, nu mănânc mâncare cum mănânc și îmi iau un pumn de suplimente. Așa ceva nu există. Asta e recomandarea tuturor suplimentelor alimentare. Adică nu le substitui niciodată cu o masă. Masa e masă, suplimentele sunt suplimente. Că ziceau că bă, nu mai mănânc nimic, iau un pumn de medicamente, de aceste suplimente. Și... Dar asta cu... Era o discuție cu steroizii sau nu știu, cred bine cu... Ele erau substanțele interzise de care vorbim și acolo e foarte ramificată treaba. Mi-e pare rău că nu a dispărut trendul și se tot menține de prin anii 70. De prin anii 70, pe atunci era mare parte în vâlvă în jurul celor care participau la competiții. Adică nu aveau acces oamenii de rând la așa ceva. Arnold Schwarzenegger, că îl văd așa. A avut un interviu în care a recunoscut că nu putea face față concurenței dacă nu și-a administrat pe vremea aia. Da. Deci chiar a recunoscut, după aceea a încercat să evite să mai vorbească de așa ceva. Nu e de criticat. La nivelul ăla și la sumele alea, nu știu, dacă el a considerat să-și pună sănătatea în joc. Păi apropo de sănătate, așa cum am intuit, se uită foarte mulți testatori, cărora le mulțumim. Domnul Dan Năstase, întrebări. Felicitări pentru tema abordată. Multe persoane, și e o întrebare, multe persoane iau suplimente alimentare fără a consulta un specialist. Cum facem cu aceste persoane fără a consulta un specialist? Da. De aceea facem și emisiunea, apropo. Da. Cu specialistul foarte, unde? Foarte pertinentă întrebarea și n-am mers în direcția asta. Îi îndrum ca... Românul oricum e priceput la toate în general și ia pastile după ureche. Trebuie să mergi să-ți faci analize detaliate și vezi unde ai deficit. Ai deficit de vitamina aia, ai o lipsă de lichid sinovial la nivelul articulației nu știu care. Și în funcție de asta să-ți iei suplimentele alimentare. De altfel, aportul lor tinde către zero. Adică a ajuns în corp, corpul nu are nevoie de ele și le metabolizează în secunda 2, adică le metabolizează cât mai repede, fără a păstra beneficiu. Și pur și simplu îți obosești puțin ficatul în procesul de metabolizare și atât. Nu ai niciun aport benefic. Sunt foarte obosit. Ce fac ca să nu mai fiu așa de obosit? Dar alergeam să mă lăsa. Mișcare. Dacă am căzut lat... Nu, am înțeles. Dar pe boost-ul ăsta întotdeauna mi se întâmplă și mie deseori. În clasă, băi, nu am chef. Primele 10 minute sunt până mă mobilizez și începe să crească puțin frecvența cardiacă, după care intru în rid. Eu îți garantez că la stadiul de oboseală și de stres pe care îl acumulez în timpul unei zile, dacă mergi acasă, stai la televizor cel puțin 2 ore, în canapea. Dacă nu mai bine. O mai mult. Dacă nu mai bine, probabil când adormi, somnul e tulburat pentru că ești obosit, corpul e stresat, creierul e varză. Am mâncat bătaie de... România la fotbal, tot că mâine merge și mai departe. Da. Ai avut o înjurătură la un vecin, am făcut televizorul. Da, apropo de mișcare. Asta e, faci mișcare, îți de ce te-ai făcut? Am mers acasă de la serviciu, n-am timp să vin. E ziua că nu vin la tine la TTW Sports Club. Ce fac ziua? Ajung seara la jur de 18, să spun, de la serviciu și, mă rog, la drum la televizor, fac un duș, etc., mai mănânc ceva. Ce trebuie să fac ca să mă revigorez un pic? Ăsta e motivul, astea sunt exemplele. Eu zic că ar merge să faci o plimbare dacă e ziua de relaxare, de recuperare. E foarte bine să ieși, să faci o plimbare, să ai grijă la alimentația de seară, să fie ceva lejer, astfel încât la fel să nu îți obosești corpul cu procesul de metabolizare, de digestie. Și dacă n-ai mâncat toată ziua, ce faci? Știi cum e, că cea mai bună masă e seara, adică de bine prânzul sau cum. Dacă ești oarecum pe mâna mea sau unor colegi de-ai mei, cu siguranță s-a întâmplat să mănânci. Dacă n-ai mâncat toată ziua, la fel trebuie să te limitezi la o masă cât mai lejeră, pentru că senzația de sațietate cu siguranță îți va tulbura somnul mai tare pe lângă stres. Ideea asta, consum de fructe și legume foarte mult, mai ales seara, e ok? Seara nu. Nu, activitatea metabolică scade, pentru că așa suntem construiți ca ființe după ora 16-17, deja digestia nu mai e la fel de accelerată. Și consumând fructe în special, rămân mai mult timp în stomac și poate să ajungă și în stadiu de fermentare. Adică nu ajunge cu stomacul să le digere și ajung și în stadiu de fermentare. Nu e chiar ok. Eu am fost acolo la tine la sală și e extraordinar. Dacă nu mai promit, că am promis și nu m-am ținut de promisiune. Data trecută ți-am zis că trebuie să dai scris. După emisiune să dau scris. Da. Există un post de televiziune și dimineața, dați că de dimineață. Și dai drum acolo, sunt trei domnișoare și
după duș fac și așa de două ori, mai arată domnul și acolo, bine, lasă-mă. E ok cu aceste de dimineață, da? E foarte, foarte, foarte ok. Adică să faci acasă, înainte de a pleca la serviciu. În special eu recomand ca mișcarea să o faci dimineață, pentru că altfel pornești motoarele, dacă nu-ți permite timpul, e foarte ok și seara. Dar seara trebuie să ai foarte puțină grijă la ce tip de antrenament faci, pentru că o perioadă de 2-3 ore poți să rămâi agitat, adică cu frecvență cardiacă ridicată, să rămâi acolo cu endorfinele în creier și să te ia somnul mai greu. Dar asta e o latură ușor care ține de antrenor. Așa că vorbim de sport, mă trezesc dimineața, mă duc la duș, fac exercițiile. Sau mă întrezi, fac exerciții până la două ori. Exercițiile după aceea. Sau fac de două ori duș, ca să zic așa. Nu. Cum e? Exercițiile după aceea duș. Sunt foarte multe contradicții și în direcția asta. De aceea te-am întrebat, că nu știu. Sunt foarte, foarte multe contradicții în direcția asta, dar eu merg pe clasic. Sunt în întreaga industrie, fiind în plină expansiune, se fac atâtea cercetări și se descoperă multe alte chestii și la nivel celular, muscular și toate cele. Eu merg pe clasic, toate studiile pe care eu le-am aprofundat și tot ce am citit și cu ce sunt eu la curent, sub forma asta. Unii susțin că nu e ok, domne, dimineața când te-ai trezit să începi să crești frecvența cardiacă. Eu zic că e foarte ok, așa suntem obișnuiți dintotdeauna. Sunt la serviciu, stau 8 ore sau 10 ore pe un scaun și lucrez la calculator, stăm aici și lucrăm. Cum facem să mișcările astea, cum le sunt niște mișcări de scaun făcute, mă, exagerez, evident, te rog. Cred că ar trebui să ne concentrăm un mic procent din atenție asupra posturii noastre permanent și pe atunci când stai pe scaun. E o chestie pe care o repet, în general cu oamenii, cei cu care lucrez și au probleme la spate și le spun permanent, mintea conectată de corp. Deci trebuie să ai un flash de ăsta, dacă odată la 5 minute și sunt atât de repetitiv încât vreau să le sune în creier și am două persoane care, bă, parcă te aud pe tine. Mintea conectată de corp sau le spun, mândru, asta e postură de obosit, supărat, toate cele. Gârbovit așa, da. Da, stai. Corect. Pe atunci când stai drept și ai o postură corectă, zic că e mândrie, te fălești, ești Da. Precum cocoșul, da. Da. Așa trebuie să stăm, de fapt? Bineînțeles, asta e postura corectă. Cu pieptul înainte, să zic, nu? Da. Ușor omoplații apropiați și menții tensiunea musculară, menții musculatura dorsală în ușoară izometrie. Și dacă mergi așa pe stradă, se numea că ești... Te-ai apucat de sală. Îți spun, gata, s-a apucat de sală. Da, acolo la pauza de masă, la serviciu, ce trebuie să facă în jumătatea de oră, dacă lucrează 8-10 ore? Foarte bine, merge să mănânce, are grijă ce mănâncă și există modalități foarte simple și așa cum am susținut dintotdeauna, accesul la informație în sensul ăsta e foarte benefic, suntem trăim vremurile astea ale tehnologiei și există exerciții pe care le poți face în timp ce poți lucra la calculator. Acum nu mă vedeți, doar să întinzi piciorul așa de 2-3 ori pe sub birou, e de ajuns și să te duci cu vascularizarea acolo. Mai face. Și faci puțină mișcare. Numai asta am spus, că un mic procent din atenție să-l menții concentrat pe postura, pe poziția corpului. Vedeți, stimați testatori, am adus aici instructorul fitness aerobic pe Valie Remencu și ne învață. Am început exact sub birou să mai întâmpi. Apropo, se uită oamenii și trebuie să le răspundem. Domnul Gigi Năstăsoie, mulțumim frumos pentru întrebare. Am slăbit 26 de kg prin rețeta de nutriție și o să te întreb dacă e ok cu... E foarte bine. Depinde la ce interval. De la 129 la 104 kg. Și întrebarea este, cum pot să rămân la kilogramele rămase? Menținerea se face tot din alimentație. În mare parte, foarte bine că am mers la un nutriționist, la un specialist. Sper că slăbirea asta s-a produs într-o perioadă destul de lungă, adică să nu fie termen limitat, că pe atunci e un șoc pentru organism, chiar dacă e supraponderal. Menținerea se face tot din alimentație, mișcare. Nu e niciun secret, se aplică aceleași reguli. Alimentație, mișcare, acum raportat la greutatea vârsta actuală, pe rată metabolică bazală, într-o alimentație de menținere, dar să asocieze foarte tare și cu mișcare.
Am înălțime 1,85, cam cât ar trebui? Nu, ăsta e un ideal. A fost întotdeauna un trend cu care eu nu am fost de acord. 8 luni, ne spune, ne-a răspuns, mulțumim, domnule. Foarte sănătos, foarte ok și felicitări și să se mențină și l-așteptăm la mișcare. De fapt, să facă mișcare oriunde, nu numai la noi, să iasă și afară. Da. Deci slăbirea este sănătoasă și este cum se cuvine. Că am mai auzit avioane în care dai șoc organismului, acolo mi-a plăcut asta cu avioanele. Bun, și e ok cu șocul ăsta organismului? Nu, nu este absolut deloc ok. Pentru că așa cum te-ai îngrășat într-o perioadă X, așa și trebuie să slăbești. Nu e bine să supui, oricum e supus unui stres în timp ce începi să dai jos. Nu e bine să-l supra-soliciți în direcția asta. Oamenii se uită, ne întreabă acest stilul de viață. Aș vrea să ne spui un lucru important. Chiar e nevoie de acele echipamente extraordinare? Nu. Unde a rămas și o țeapă până acolo, adică am încercat să trag niște pentru a face mișcare, nu. Sunt și era o discuție că, domne, mi-au fitness-ul acasă. E acea bicicletă fără roți, mă rog, cum se cheamă, pedalată, așa, că de nebun. Bicicletă elitică. Mai e un trend să-ți iei un ceas ăsta de firmă și mergi ca nebun și te anunță. Vezi că ai făcut 500 de miliarde de pași, 100 de metri, nu știu ce, cardio, nu știu cum, e ok și cu aceste ceasuri care măsoară pașii? E foarte bine să-ți contorizezi întreaga mișcare și raportul de pierdere calorică și absolut tot. Eu îi sfătuiesc să facă lucrul ăsta, până acum n-am avut până acum ceva vreme. Nu aveam acces la așa ceva, era ceva mult mai rudimentar, cu o centură pe piept, cu... În fine, nu mergem în direcția aia. Și ca peste tot... Eu zic că nu trebuie să, de fapt, ca în orice industrie, ca și în modalitatea în care te îmbraci, să pornim strict de la echipamentele. Echipamentele variază de la prețuri mici la prețuri, echipamentele sportive cu care te îmbraci. Prețuri mici și te apuci și plătești brand-ul. Zâmbesc că îmi place ce spune domnul Năstăsoiu, că mi s-a spus să bea multă apă, e ok. Dar mai departe spune, poți să schimb cu un pic de șpriț? Și ai întrebare pertinentă. Da, când faci exerciții? Când mergi la sală, ai voie să consumi alcool? Altă întrebare. Dom'le, n-ai voie să bei deloc alcool. Cum e cu alcoolul? Mi-a plăcut asta. Sunt calorii, cum, nule șprițul, acolo. Te rog. Sunt calorii, sau? Nu le duc și la... Te rog. Duc și la... Decent, vorbim de lucruri serioase. Bineînțeles. Dacă seara poți să bei o bere, doamne, fac reclamă, sau la un vin. Nu, dacă ești în stadiu de slăbire, eu zic că merge o seară pe săptămână maxim, depinde care ți-e obiectivul, și nu mai mult de un șpriț sau o bere. Deci am dat răspunsul. Da. Un șpriț înseamnă un șpriț. Un șpriț. Un șpriț. Un pahar. Da, un pahar. Atât. Da. Și o bere de 0,3. De altfel, acum afectează foarte tare. E ok să consumi? Adică, eu nu merg cu absolut toți clienții cu care am lucrat. Nu mă duc la extremă. Nu mă duc la extremă în care, băi, la virgulă, ții acolo. Marșez în mare parte la început, dar nu pe 100% ce e acolo. Pentru că... supui creierul la un stres și mamă, sunt obligat să fac asta. Mi-a plăcut asta că auzi foarte multe cu avioane. Dar mai e o chestie așa tot la România, mă, să fac o mică aroganță. Poți să fac o mică aroganță să mă duc la un chef o dată și să uit de sala de fitness și să mănânc, să fac așa o... E voie așa o dată la nu știu cât timp? Sau... E voie că nu poți după aceea, dacă se întâmplă deseori să-mi spună, domnule, am fost și uitați și ce-am făcut, doar nu mă apuc să-i dau în cap omului. Știu, dar bine, ești invitat la o onomastică, la o zi de... Și dar la un grătar, că nu zic dacă ai voie. Trebuie să-și asume. Bine, și în eventualitatea în care văd, corpul se resimte după o noapte pierdută și mai ales o noapte pierdută în care a fost implicat și alcoolul. Și cum ne recuperăm după aroganță? Foarte multă hidratare. Apă. Apă. Domnul a început să plângă, să știi, asta a fost, da? Când a auzit ce ai spus, a început să plângă. Dacă obiectivul e de menținere acolo, să... Da. Bun, foarte multă apă. Foarte multă apă, mișcare, la fel, trebuie metabolizat alcoolul, trebuie să iasă din corp. Eu recomand și o saună. O puteți găsi la noi sau oriunde altundeva, e foarte bine. Și odihnă. E timp pierdut. Și trebuie somn. Se reface. Începe și ficatul să se refacă. Depinde de cantitățile pe care le-ai consumat. Mai o discuție. Și dar uite, îți spun din experiență, scuză-mă că te-am întrerupt, spun din experiență că cei care nu îmi spun că au pierdut o noapte sub forma asta, îi văd în primele două minute. Și antrenamentul e pe măsură. Deci antrenamentul e pe măsură în care să ajunge ca al meu client să implore milă. Faci ca Robert De Niro. Da. Sunt clienți care, apropo de clienți, iau chestii de deschidere, de sinceritate.
Mi-ai spus în altă emisiune că îți cam dai seama când cineva i-ai dat o rețetă și a sărit calul, să spun, și nu ți-a spus. E imposibil când, dacă nu urmezi pașii ăștia, sunt atât de simpli, să nu mergi în direcția de a avea rezultate. E imposibil să se întâmple. Deci, domnul regulamentar mă și invită. Mulțumesc că s-a făcut vinul. Domnul Iordache, pentru una la recea regulamentară mă invită. Mulțumesc pentru invitație. Apropo de chestia asta, cât de important este să fii sincer? Bine, e retorică întrebă. Cât de important este să fii sincer când ajungi la o sală de fitness și când, mă rog, ești tu antrenor personal? Mi-a plăcut ideea că tu deja intră și eu, te rog. Astea sunt lucruri pe care le dobândești odată cu timpul și că aveți experiență. Dar sinceritatea trebuie să meargă în direcția de 100% absolut tot. Pentru că implică foarte tare mișcarea asta, implică foarte tare și sănătatea ta. Adică trebuie să fii sincer 100% cu antrenorul. Eu de asta am spus că am avut mulți clienți care, domnule, am făcut mișcare pe mine, mă iei, vezi că duc, că toate cele. Domnule, eu am niște pași pe care vreau să-i urmez și în prima fază, după ce am stat de vorbă și îmi spune eventual de probleme de sănătate, absolut toate detaliile, fac o anamneză de postură, de dacă are probleme pe coloană, pe centura scapulară, cum calcă, cum, astea sunt detalii. Fac și un antrenament de test în care vreau să văd cât poate duce. Și în funcție de asta încep programul de antrenament. Niciodată n-am crezut pe bune pe cineva care a venit și mi-a spus: domnule, eu sunt tank, m-am antrenat cu Rocky Balboa și îți mănânc aparatele. Niciodată n-am crezut, eu am vrut să mă conving și de multe ori, de foarte multe ori, în majoritatea cazurilor n-a fost nici de cum îmi spusaseră ei anteriori. Eu atunci am să fac și eu ceva, am rămas așa. Cum faci? Adică care sunt pașii? Pe mie, când vezi acolo, vrei să crească masa musculară, să devii un fel de pătrățele ala Ronaldo. În cât timp apar pătrățelele, Vali? Apropo, că e o nebunie. Stați lucruri în care, la care poți ajunge în funcție de propria voință, în funcție de cine te asistă la antrenamente. Poți face antrenamentele și singur, dar pentru a apărea acele pătrățele trebuie să ai foarte, foarte mare grijă la alimentație. Și să se țină minte, eu promovez mișcarea, stilul de viață sănătos, ăsta mi-e obiectivul, ăsta mi-e țelul, asta mi-e meseria, dar procesul de slăbire în proporție de 80% se face în bucătărie. Să știți, în proporție de 75-80%, dacă nu și mai bine, depinde ce greutate aveți, se face în bucătărie și trebuie să aveți mare grijă la alimentație, pentru că și actualmente mai există oameni care vin la sală, fac mișcare pentru a mânca și nu e deloc ok. Sunt oameni care sunt slabi și vin ca să îngrașe sau varianta asta? Exact invers, te rog. Da. Sunt, într-adevăr, procentul este mult mai mic, dar în funcție de tipul somatic, fiecare are conformația lui corporală. Dar e ok, că revenim la chestia. Dacă am 1,85 m sau 150 kg... Nu merg în direcția asta. Eu niciodată n-am fost de acord. Alea sunt niște standarde generale care au o logică foarte, foarte dubioasă din punctul meu de vedere. Pentru că trebuie să iei în calcul înălțimea, greutatea, vârsta, eventuale probleme de sănătate, tipul somatic, activitatea zilnică. Atunci încep să te raportezi și să dai o greutate, cum zic ei, ideală. Eu nu sunt de acord cu asta, e posibil să am în contradicții cu oamenii în această direcție, dar am spus, mulți mai mulți factori de luat în calcul pe atunci când trebuie să etichetezi pe cineva ca, domne, ai greutatea ta ideală. Exercițiu de imaginație, vin la tine la sală, deja trebuie să dau cu semnătura acasă, o să ajung. Se poate face o schemă, să zic așa, o ecuație și să-mi spui cam cât ar trebui să am, câte kilograme, ca să fie ok? În general, pe atunci când, așa cum ți-am spus, întâmpinăm clientul și avem primele discuții cu el, trebuie să mergi în direcția atingerii obiectivului lui. Că e foarte posibil ca omul să vină: domnule, vreau să mențin greutatea, dar vreau să am masă musculară cu greutatea asta, nu e neapărat de a slăbi. Dar, în general, exact cum ai zis tu, majoritatea oamenilor vin pentru a da jos în greutate. Părerea mea, acum depinde de stadiul de obezitate, de îngrășare în care este omul. Slăbirea sănătoasă e undeva la 5-6 kg la lună.
Acolo este slăbirea sănătoasă. Pare și puțin. Întotdeauna... Pare puțin, depinde cum te raportezi. Dacă e să vorbim procentual, e undeva la, să zic, 3-4% din greutatea corporală. Asta e stilul de viață pe care îl abordezi pentru a slăbi sănătos și pentru a te menține și fără a forța organismul în vreo direcție, cu probabilitate să cedeze ceva mai târziu. Și asta aplicăm noi. Întotdeauna există zonă de platou în care corpul ajunge la o greutate în procesul de slăbire și se menține acolo și încep frustrările acolo. De-aia spun că e important să ai pe cineva care are cunoștințe majore în domeniu și să-ți explice întregul proces. Dom'le, corpul a ajuns la o greutate pe care el o consideră ideală. Noi trebuie să ne menținem stilul ăsta de antrenament, alimentație, nu știu, ne plafunăm. Păi el își dă seama, vezi, stai că vrea mai mult, mai mult, mai mult. Un mic șpriț, o dată pe săptămână, o bere. Deci noi luăm un marker și scriem pe ușa de la frigider, don't touch me. Don't touch me. Mi-a plăcut ideea asta. Până la urmă tot în frigider, la frigider se rezolvă, da. La bucătărie, 80%. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Și ceilalți factori sunt importanți și pe atunci când vorbesc cu ei și adopt tot această latură sinceră de a le spune că slăbirea se face în bucătărie, te ajută foarte tare, eu, cum spuneai, să folosesc de gadgeturile pe care le au la antrenament și îmi spun, uite, azi am slăbit 800 de kilocalorii. Și eu, da, foarte tare și asociez. Bravo, uite, ăsta înseamnă 4 bucățele de ciocolată. Cât? 4 bucățele de ciocolată? Wow. Da. Au, și eu am muncit 45 de minute. Și trezește procesul de conștiință când ajungi acasă. Păi, frate, eu dacă mă arunc acum cu capul în frigider și mănânc tot ce cuprinde acolo, înseamnă că trebuie să bag 10 antrenamente de stai ca să scap de ce am avut. Spune domnul Gigi, eu am 1,180 m, nu, cred că 1,87 m înălțime. Da? Greutatea sănătoasă ar fi 87 kg. Tu nu ești de acord cu chestia asta? Nu, nici de acord. Nu se raportează la ce e. Ideea este, întrebarea ar fi. Dar după această slăbire, după 87 kg, cât a slăbit... Nu știu dacă a asociat-o cu mișcarea, era foarte bine să asocieze. Corpul nu a mai vrut să pierdă greutate și am încercat, dar n-am mai putut să slăbesc. Păi da, dacă am menținut acea dietă, cu siguranță, dacă am mers la un tehnician nutriționist dumnealui, i-a dat o dietă bazată pe rată metabolică bazală. Domnul spune că are un program pe frigider, știe exact ce să mănânce, cum, interesant asta. Da, e foarte bine. Acum explic. I-a calculat rata metabolică bazală. Trebuie recalculată rata metabolică bazală pentru că odată ce a pierdut în greutate... 25 kg, parcă, da? Da. Odată ce a pierdut în greutate, trebuie să schimbe acolo numărul de calorii, care va fi, eu zic, undeva la 400 kcal mai puțin decât ce a avut înainte. Că dacă rata metabolică bazală, tu ai nevoie zilnic de 2200 de calorii și tu ai dieta ca veche și ai de 2600 de calorii, e absolut normal că nu mai dai jos. Trebuie să fie un deficit caloric acolo. Adică să consulte specialistul pe care l-a consultat înainte, să-i facă un alt... Dom'le, am slăbit atât, actualmente am greutatea asta, sună pompos, s-a mai zis, rata metabolică bazală. Dar este un raport asupra înălțimii greutății vârstei tale. Și aia îți spune, dom'le, tu pentru a te menține la greutatea asta, ai nevoie de 2000 de kilocalorii zilnic pe care le iei din alimentație. Așa, sub forma asta lucrăm și noi. Și eu la astea 2000 îi dau deficit caloric, uite, să-ți dau alimente care însumate zilnic îți aduc aport de 1800 de kilocalorii și ai din prima deficit caloric de 200 de kilocalorii din alimentație, mai faci un antrenament în care mai scazi, mai dai jos 4-500 și ăsta e procesul absolut logic, normal și simplu pe care toată lumea ar trebui să-l pună în practică și sper să nu meargă în direcția aia de a plăti o grămadă de bani pe internet și să le dea nu știu ce rețetă magică. Așa, da. Era ideea asta, întrebarea asta era că o să cumperi ce ai pentru slăbit, bă, ca să poți, nu fac reclamă. No. Și bei ceaiul ăla și automat ai slăbit. Apropo de când se ajungă în cealaltă extremă, când vor să slăbi, bine, chestia e de, cred că, de patologie deja, de psihiatrie, anoreții și bulimici, da, care scheletele și tot grași, au sentiment că sunt grași, ei sunt, de fapt, schelet ambulat. Ălea deja nu mai țin de mine, ălea, așa cum ai spus. E psihologie spre psihiatrie, ca să poți să așa puțin să... Cu siguranță, da.
Da, știi că domnul te apreciază, deci e corect, este un profesionist. A fost o întrebare capcană, deci este mai interesator. Vă mulțumesc, păi, m-ați supus să noi la Euro-Oltenia, la Rațional, invităm mai special, invităm oricine așa. De pe apropo de asta cu strada și cu locația, unde e clubul ăsta? Facă nu știu. Strada Milkov numărul 1 este fosta cantina IPA. Ne găsiți îndrumarea și pe Facebook, pe TTV Sports, exact cum e scris aici pe ecranul nostru mare. Vă așteptăm cu mare drag, avem ușile deschise de 11 ani și ceva. Așa cum vorbeam la început, avem tendința de a o mai duce mult de acum încolo. Am ajuns în stadiul în care am început să antrenez copiii primilor mei clienți și e un stadiu de satisfacție așa oarecum greu de explicat. Dar niciodată n-am mers pe ideea asta că băi, am îmbătrânit. Pe 100 de ani o să vin și eu acolo, să știi, când o să am 150 de ani. O să... Mare drag. Apropo de prezența la sală și ai spus că, știi, oamenii se mai uită și în buzunar, că e vorba de bani. Sunt taxe decente? Contează eu, și asta? Da. Eu, din punctul meu de vedere, sunt taxe decente, undeva la 180-200 de lei pe lună. Dar, într-adevăr, promovez foarte tare mișcarea asta în sală sub supraveghere. Pentru că sunt rezultatele, dacă e să faci o analogie între un abonament plătit timp de un an de zile și mergi să lucrezi singur. Ce întrebări pertinente, da? Imediat. De bun simț, te rog. Dacă mergi un an de zile și îți plătești abonament și lucrezi singur, beneficiile pe care le ai în anul respectiv, probabil le poți avea în 3 luni cu un antrenor personal și raportul de compensație financiar, E oarecum același. Dar promovez foarte tare mișcarea. Sunt oportunități. Alergați, bicicletă, când permite timpul. Nu, avem piste, mers, acum verzi, avem toată, peste toată slate să lucrezi. Avem toate condițiile. Apropo, să uită oamenii, eram sigur că se întâmplă așa și ne bucurăm, mulțumim celor care privesc și se uită și ne adresează întrebări. Domnul Năstase George, care este raportul între înălțime și greutate? Am discutat ceva. Da. Există proporție ideală? Există un ideal? Tot așa, în funcție de fiecare, nu? În funcție de fiecare. Asta ar fi o întrebare, da. Nu. Eu ți-am spus, eu n-am mers niciodată în direcția asta și nu pot să rotunjesc în general asta, să rotunjești ce e după virgulă, ăla e, aia e greutatea ideală. Nu ai cum, pentru că nu pot ca unui, ca să-ți fac o analogie, ca unui om de 20 de ani, de 1,80, să-i spun că are greutatea ideală 80 de kilograme și una de 50 de ani de aceeași înălțime să-i spun că are greutatea ideală de 80 de kilograme. Pentru că metabolismul e mult mai încetinit acolo. Poate omul ăla e alt tip somatic, poate e endomorf, celălalt e ectomorf. E foarte greu să mergi. Era vorba de bani, dar îmi place, cred că domnul lucrează la firma să face aluminiu. Și noi, cei angajați de la unele... Nu le fac reclamă la cicloromie. Avem reducere, apropo. Da, uite, interesant. Au un beneficiu. Au un beneficiu. Okay. Auziți, dar să veniți, că beneficiul ăsta este de 11 ani și cred că l-am pus în practică de foarte puține ori. Superb. Deci angajații se pot... domnul Costache Bogdan, cred că să mai facem o emisie, că vine o grămadă de întrebări. Vă salut, domnilor. Bună ziua, mulțumim frumos că ne urmăriți. Că a fost eleva lui Vali. Da? Opa, vă pot spune că începutul a fost greu, dar s-a creat o relație foarte puternică între un elev, vorbeam noi de antrenor personal și toate au fost cele promise spor. O doamnă, Jaina Dincă, mulțumim, m-a convins, vreau un antrenor personal, mi-a plăcut ideea asta. Se poate și o antrenoare. Dacă, da, bineînțeles. Apropo de... oamenii nu au timp pentru ei așa, din păcate, și uite, oamenii se uită, ne urmăresc și le mulțumim. Și întrebarea, acum eu o formez eu, poți să faci chestii minune? Că toată lumea crede că să faci așa, bătând din degete. Apropo de acele ceaiuri, acele... Trece timp, mai sunt vreo 5 minute, cred, te rog. Nu există așa ceva, am dezbătut subiectul ăsta și anterior, când am fost cu Ileana, colega mea. Nu există, majoritatea se lasă de sală pentru că tind să creadă că vor interveni rezultate într-un timp scurt. Și când văd după 2 luni cât de greu poate fi și poate procesul... așteptările întârzie să apară, ei renunță. Dar așa cum am spus înainte, cum te-ai îngrășat într-o perioadă mai lungă de timp, așa și slăbești. Și dacă mergi în direcția de a face sală doar a slăbi și după aceea nu mai sunt acolo, eu zic că trebuie să fii stil de viață sănătos.
ajungi la stadiul în care vrei doar menținere, dar are multe alte beneficii, întărirea articulației, eliberarea de stres, toate cele. Eu zic că trebuie să fie stil de viață. Poți ajunge la stadiul în care, după ce ai slăbit, ăsta e stadiul de profesioniști, în care să faci un singur antrenament pe săptămână și acela să fie eficient. Dar mergem în direcția în care trebuie să ai cunoștințe majore sau trebuie să ai un antrenor personal și te duci, faci un antrenament de high intensity interval training cu maxim 80% din capacitatea maximă a frecvenței cardiace, care se calculează 220 minus vârsta. Să știți întotdeauna că să profitați de aparaturile pe care le folosim actualmente. Formula lui Cooper e în felul următor: 220 minus vârsta. Dacă ați depășit pragul acela, sunteți în stadiu de stop cardiac sau ceva. E foarte greu să ajungi acolo, într-adevăr, dar nu exagerați nici cu mișcarea, dar e ok și susțin să-ți controlezi foarte bine. Dacă vrei să mergi în direcția asta de ardere a grăsimilor, te duci, calculezi din formula lui Cooper, să zicem că luăm 220-40 de ani, 180, te duci undeva la 70% din cei 180 și îți menții frecvența cardiacă acolo și atunci intervine procesul de ardere. Adică sunt niște lucruri foarte simple. Știință, de fapt, e știință. Da, într-adevăr, e știință, e studiată. De ceea ce vorbeam anterior la un antrenament pe săptămână, mergem în direcția de high intensity interval training și trebuie să te duci undeva la 80%. 80-85% din frecvența cardiacă maximă și acolo să o menții tip de 40 de minute. Vreo 3 minute, tu ai venit la emisiune la sacou, la tricou, iar dar eu... Dar trebuia să ne sincronizăm. Nu, sunt în tricou, da. Adică am făcut un mic pas să vin către sală, pentru că nu mi-am luat sacou astăzi. Exerciții de cardio, că știi că vorbim noi înainte, așa o trenește vorbind, dar n-am apucat să zicem, nu știu, te mamă să-mi spună colegul, punem câteva... Nu merg pe un singur stil de abordare, adică mergi în direcția de cardio sau hipertrofică sau mai simplu aerobă sau anaerobă. Pentru că exercițiile cardio sunt exerciții aerobe care implică consum major de oxigen. Pentru a avea rezultate în slăbire, în dezvoltarea volumului masei musculare, în direcția asta de exerciții cardio, dezvoltarea volumului masei musculare, merge în mare parte pe grupele mari de mușchi, dar nu e la fel de benefică ca hipertrofia sau trasul de fiare, să fie mai simplu, să fie pe înțelesul tuturor. Suntem niște ființe atât de performante, de diversificate, de tocmai de-aia probabil am ajuns să ne dezvoltăm atât de tare, încât și al nostru corp se adaptează la orice tip de efort. Trebuie să înțelegeți un lucru foarte simplu. Tu în timpul antrenamentului nu pe atunci aduci beneficiu corpului. În timpul antrenamentului tu stresezi corpul, îl supui unui stres. Ăla e stres. Beneficiul antrenamentului intervine în perioada de recuperare. E o schemă simplă pe care o fac și le arăt celor interesați pe o axă X sau Y. Starea de normalitate a omului se numește în termenii noștri homeostazia, care e aici, înainte de a face un antrenament. Starea de normalitate, ca să înțelegeți, în timpul antrenamentului scade, se duce în jos. Le-ai supus stresului, corect. Normalitatea ta e tulburată. Însă, în timpul recuperării, asta e starea anterioară, în timpul recuperării, homeostazia se reglează și te upgradezi. Și sunt beneficiile. Au venit beneficiile, da? Și starea de normalitate deja a crescut. Pentru că al nostru creier transmite corpului: dom'le, m-a supus unui stres, n-am făcut față, la nivel microscopic s-a întâmplat să se rupă fibra musculară, n-am făcut față, haideți să refac fibra musculară mai puternică, ca în cazul în care zăpăcitul mă supune iar stresului să fiu pregătit. Și aici ajung la ideea în care trebuie să convin tipurile de antrenament, pentru că surprins corpul. I-ai dat antrenament cardio, eu asta fac, cu siguranță și ai mei colegi din industrie asta fac. I-am dat antrenament cardio, în perioada de recuperare el se pregătește, acum s-a pregătit. Îi dau hipertrofie și îl iau, îl năucesc. Înțelegi? Și sub forma asta apare rezultatele. E o treabă foarte simplă, sper că ați înțeles. Am vrut să vă explic în termeni cât mai uzual, să nu mă duc... Când am cârcei, ce fac? Mi se pune e în mare parte lipsă calciu, magneziu, potasiu, deshidratare, astea. Dacă faci mișcare, te hidratezi cum se cuvine și faci testele de care vorbeam și insist pe chestia asta, nu mai lua suplimente alimentare după ureche. Nu suntem, sunt specialiști în domeniu, mergeți și consultații,
Știu că suntem cu toții buni la toate, dar nu mai faceți lucrul ăsta. Deja domnul ăsta am 171 de centimetri, 1,71 și de 8 ani am revenit la greutatea din facultate, adică cea de acum 25 de ani. Fără sport, dar cu mese la ore fixe, apropo de vorbind de mese, oarecum regulat. Cu foarte multă proteină luată din carne friptă. Cel puțin o masă pe zi în friptură și pâine fără restricții. Deci mănâncă pâine. Dar cu efort fizic la sfârșit de săptămână. Acum o șez între 70 și 71 de kilograme. Foarte bine. E foarte importantă dispunerea meselor. Asta e concepția mea. Întotdeauna pe asta am promovat-o. N-am mers nici pe mănânci 8 ore, stai 16, poz negru 7 zile, fasting de 4 ore sau tot așa. Eu am mers 5 mese pe zi, 3 mese mari, 2 gustări, dispuse la ore fixe, sub forma asta organismul se obișnuiește să aibă digestie permanentă și nu mai depune nicio resursă pentru a avea aport energetic. Cred că două minute mai avem, dar trebuie să spun asta. Când mă duc în Parcul Tineretului în Statina și mă duc pe la băieții ăștia, pe la american și pe la, nu le fac reclamă, pe la hamburgerie, pe acolo și pe la aripioare și pe la pui și ce fac? Adică... Ar fi bine să le evităm. Uite, întotdeauna am ajuns ca pe final să... Așa se întâmplă, o să mai vin. Da, cu siguranță, dar mi-ar plăcea să facem o emisiune strict pe asta, eventual să-mi aduc și un coleg și mi-aș dori foarte tare să aibă un impact puternic asupra majorilor dintre noi. Din păcate, suntem, așa cum am spus la început, suntem pe grabă, nici noi, nici părinții noștri, nici părinții copiilor actuali, de altfel sunt și eu părinte, nu ne mai concentrăm atenția asupra noastră și din păcate nici asupra copiilor noștri și au atât de ușor la îndemână aceste fast food-uri în care mâncarea conține tot felul de prostii, grăsimi trans, hidrogenate. Un dezastru acolo. Este un dezastru care nu are nici aport nutrițional și sunt calorii băgate aiurea în corp. Aș vrea și creează dependență cu siguranță gustul de acolo. Aș vrea și vă sfătuiesc pe cei mari dintre noi să limitați accesul copiilor la așa ceva, pentru că sunt convins le e cel mai la îndemână. Fiind în parc acolo, merg și bag și un burger sau ceva. Domnul prăjit. Spune că să le facem doar cu ochiul acolo. Mi-a plăcut ideea asta. Da. Unde o să le facem doar cu ochiul. Super emisiune, felicitări. Mulțumim și noi, domnul Anastase. Vă mulțumim. Toți copiii sunt acolo, Vali. Da, într-adevăr. Asta trebuie să stârpim. Am spus că vreau să dezvolt un program. Mi-ar plăcea să o facem și împreună. O să-mi implic și colegii cât mai tare. Și vreau să facem o campanie în direcția asta, pentru că, din păcate, ultimele studii arată că în rândul copiilor crește gradul de obezitate foarte mare. Și... Domnul spune, scuze-mă, am revenit de la 89 de kilograme, spune. Discutam de da. 89 la 71. E ok. Da, mi-a plăcut ideea asta că nu în funcție de înălțime, dacă ai 1,85, automat să ai 80 de kilograme. E o formulă și... Nu, știu că la un moment dat erau standardele astea, nu mai știu pe unde, ori în MAN, ori în MAI, că dacă ai o înălțime, nu știu ce. Și unii din participanți care au fost refuzați pe motivul ăsta, eu au acționat și chiar au câștigat. Cum de altfel, cred că pare logic ceea ce v-am expus, că trebuie luate în calcul mult mai multe lucruri decât înălțimea, greutatea. Că, și al treilea, cel mai important, ar fi vârsta, dar văd că încă mai merge chestia asta. Vali, să cam fârși, ca să zic așa. Se sfârșit, dar trecut foarte repede, m-am simțit foarte bine și foarte degajat ca întotdeauna. Păi asta, da, ne bucurăm. Nu mai promit, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Așa ca ultim sfat, acum de perioada asta schimbătoare, așa cu căldurile astea, cu baie fric, baie cald, ce mâncăm, ce... Vine mustul, vine tulburelul, etc. Mișcarea are aport și în întărirea sistemului imunitar. Continuați. Aveți grijă la alimentație, vă stăm la dispoziție, faceți mișcare, v-am spus, nu sunt aici pentru a promova business-ul meu, ci sunt aici pentru a promova mișcarea și stilul de viață sănătos cu tot ceea ce înseamnă și alimentație. Și eu acum chiar promit, data viitoare când ne vedem, vreau să avem o emisiune întreagă, împreună probabil cu un coleg sau o colegă de-a mea și vreau să dezbatem foarte tare, o să mă străduiesc să încep o campanie de informare în rândul copiilor
să aibă idee pe înțelesul tuturor, pe înțelesul lor în mare parte, de ce bagă în gură. Și pe înțelesul părinților, că de aici pleacă, ne ducem pe lângă. Și acolo treziți-vă puțin simțul realității și hai să ne concentrăm în direcția asta, să devenim o comunitate sănătoasă. Am devenit deja cele mai bune emisiuni. Vă pup. Mulțumim și noi, vă pup. Vă salutăm. Vali, s-a terminat emisiunea, îți poți imagina? 500.000 de întrebări, mulțumim frumos. Aplicate. Mulțumim. Sunt chestii aplicate, asta e important, întrebări, că sunt chestii aplicate, sunt sfaturi, dar trebuie să ajungem și pe la sală, pe la cele echipamente nouă generație. Și la sală faceți mișcare, aveți grijă la alimentație, odihniți-vă și bucurați-vă de viața așa cum puteți. Și stabiliți-vă prioritățile și asta e cel mai important, să știți că voi sunteți în viața voastră cei mai importanti. Când trec pe lângă hamburgărie, fast food-ul și pui, fac ochiul, exact cum mi-a făcut ochiul. Sfat, faci cu ochiul. Mulțumim, Vali, succes în ceea ce faci. Voi ajunge într-un târziu și la sală, să ai activități și mi-a plăcut ideea asta, o să mai faci o emisiune aplicată. Pentru că sunt lucruri importante, felicitări, totdeauna abordați subiecte pertinente, felicitări, mai criticați-ne că o să ne se urce la cap. Și a zis, mi-a plăcut asta, să fim ca un fel de cocoș, așa, nu? Da? Țanțuși, ca să avem postura. Da. Încă o dată, mulțumim, Vali, că ai fost la noi, mulțumim, stimați, interesați, pentru că ne urmăriți și ne felicitați și urmăriți-ne că cu erau vorba, nici nu știu ce pierdeți, dar la noi chiar lucruri interesante. Toate cele bune, la revedere! Mersi, Vali!